loves, ce faceți? Am zis să nu mai repetăm greșeala din lunile trecute și să nu fac repapuri, așa că m-am decis să vin astăzi cu un repap la voi, care o să fie de relativ scurt și destul de ciudățel pentru că am cu precădere terminate cărți clasice. Și o să fie relativ scurtuț și ciudățel pentru că am cu precădere cărți audio terminate, am și două fizice despre care vă voi vorbi, dar am cu precădere cărți audio pentru că luna iulie, după cum știți și v-am tot anunțat, a fost o lună destul de haotică pentru mine, a fost împrăștiată, a ieșit prost în mare parte și n-am avut timp să stau să citesc fizic, fiindcă m-am ocupat cu alte chestii care nu mi-au ieșit, ce să vedeți. Prin urmare, n-am stat să citesc foarte mult fizic și o să începem vertiginos cu o carte de oste, și anume Casa Bântuită. O carte care mi s-a părut foarte bizară, am văzut-o anul trecut destul de popularizată pe internet și zic hai să o citesc și eu, se vrea a fi un horror și este vorba despre un grup de tineri, trei la număr, două fete, parcă un tip, un profesor, care se adună într-o casă care se presupune a fi bântuită și vor să studieze, sunt acolo pentru că profesorul vrea să studieze ceva, vrea să studieze fenomenele de acolo și să vadă dacă chiar este casa bântuită și să aducă după povestea asta în lumea științifică. Și a fost foarte bizar în sine povestea, mi s-a părut că pe alocuri s-a rupt. La un moment dat, unul dintre personaje avea impresia că este fantomă și la asta mă așteptam, de fapt, să fie fantomă și povestea să fie prezentată ca și cum ea e fantomă, dar și-a imaginat toate acțiunea ca și cum nu ar fi, ca și cum ar fi face parte dintre cei vii. Și nu a fost așa, nu știu, a fost foarte tâmpițică povestea în sine. Și la final mi-am dat seama, când personajul ăsta de care vă zic eu pleacă, este obligat să plece din casa respectivă, pentru că așa era înțelegerea cu profesorul, că dacă vreunul dintre ei începe să aibă probleme sau este atras de casă sau se întâmplă ceva, trebuie să plece pentru siguranța lor de acolo. Și la final pleacă fără să aibă niciun sens în toată acțiunea care s-a întâmplat. Și de-aia am dat o stea. Că am simțit efectiv că mi-am pierdut timpul cu ea. În general, nu prea am senzația asta, sentimentul ăsta că îmi pierd timpul cu cărțile, dar cu asta chiar am avut senzația că mi-am pierdut timpul. So, no, i-am dat o stea. Apoi, urmează cartea de 5 stele a lunii, care mi-a plăcut foarte, foarte tare. Am înțeles că a fost declarată de Goodreads, de cititorii Goodreads, ca fiind thrillerul anului 2022. Nu înțeleg de ce este thriller, adică personal nu o văd ca pe un thriller, nu mi se pare a fi thriller și n-aș fi crezut niciodată că e thriller. Mă rog, ea se vrea a fi o carte thriller, polițistă, așa, dar e foarte slabă pe partea asta. În schimb, pe partea emoțională, dramatică, psihologică, cum vreți voi să o luați, este puternic. Și ăsta a fost motivul pentru care mi-a plăcut foarte, foarte tare. O avem ca protagonistă pe Molly, care este o tânără de, cred că 26 de ani, parcă zicea ea că are, care este cameristă într-un hotel mare din New York. Molly are o poveste specială pentru că ea a fost părăsită de mama ei, nu și-a cunoscut niciodată tatăl și a fost crescută de bunica ei, care a crescut-o într-un spirit din ăsta în care au predominat educația, bunele maniere, a făcut-o să fie o tânără foarte respectuoasă și acum o să trebuiască să vă dau un spoiler major și o să scriu aici mare spoiler pentru cine nu vrea să asculte, trebuie să vă duceți să săriți de partea asta cu spoilerul, dar ăsta este un detaliu pe care am văzut citind review-urile pe Goodreads, am văzut că multora le-a scăpat detaliul ăsta. Și ăsta este motivul pentru care unii n-au înțeles-o pe Molly. Pentru că Molly este un personaj special, deoarece, spoiler mare, Molly este autistă. Nu ți se spune foarte clar în carte, ți se spune că este specială, dar nu ți se spune clar de ce. Dar dacă ai avut de-a face cu astfel de persoane sau dacă ai studiat treaba asta, îți dai seama foarte repede din comportamentul ei, din ticurile verbale, din obsesivitatea pe care o are pentru anumite lucruri, din multe, multe, din limbajul ei și așa mai departe, îți dai seama că ea, de fapt, suferă de autism. Ăsta este și motivul pentru care bunica ei a fost foarte atașată de ea și foarte, foarte
implicată în educația ei, astfel încât să-i creeze cumva o formare care să o ajute pe viitor să se descurce și în momentul în care ea nu va mai fi. Și este foarte frumoasă povestea ei și a bunicii și asta mi-a plăcut foarte tare și relația dintre ele două și cum era viața lor și apoi Molly lucrând la hotel, cum era viața ei acolo la hotel și lucrurile pe care avea să le înfrunte. Din cauza că era diferită, avea parte de foarte mult bullying, având caracterul ăsta obsesiv, așa, avea parte de foarte mult bullying la serviciu, fiind diferită, evident, și a fost iarăși un subiect cu care m-am regăsit, ca să zic așa. Dar povestea în sine despre ce este vorba și de ce e considerată thriller, că nu v-am zis până acum, am început cu spoilerele, dar nu v-am zis de ce e considerată thriller. De ce? Pentru că Molly se duce la serviciu într-o zi și, făcând curățenie într-un apartament luxos, descoperă un cadavru al unui mare bogătaș din oraș. Și de aici începe o întreagă nebunie, pentru că de-a lungul investigațiilor se descoperă că acel bogătaș avea probleme cu drogurile, spăla bani și așa mai departe, și cumva Molly este târâtă în toată investigația asta, ba la un moment dat ajunge să fie și acuzată că ea l-ar fi omorât, neexistând neapărat motive foarte clare, dar ajunge să fie acuzată că l-a omorât pe acest bogătaș și de aici o întreagă nebunie, are șansa să aibă niște prieteni buni, care sunt aproape și care cât de cât o susțin în perioada asta și vedeți voi cum decurge povestea, dar povestea în sine mi s-a părut dramatică și m-a impresionat tocmai prin prisma sensibilității ei și a faptului că vede lucrurile altfel. Autoarea are clar cunoștințe de persoane de acest fel și se vede că ori că a studiat foarte tare, ori că ea este așa, ori că cunoaște foarte bine alte persoane de acest fel, pentru că descrie foarte bine stările unor persoane de genul ăsta și e emoționantă, nu știu, este frumoasă. Este un personaj atipic în sine și am văzut că mulți recunosc treaba asta, dar nu știu de ce și v-am spus, ăsta este motivul. Din spoiler, așa, pentru care este diferită. Și e un personaj atipic, dar frumos din punctul meu de vedere. Adică mie mi-a plăcut foarte tare de ea și mi-a plăcut că vede lumea altfel. Și mi se pare o carte interesantă de citit, nu din perspectiva thrillerului, pentru că e slăbuță. Adică îți dai seama foarte ușor cine, ce și ce mișcări de trupe s-au întâmplat pe acolo. La un moment dat, chiar mi se pare puțin trasă de păr acțiunea în ceea ce privește partea asta cu crima și de thriller, dar în sine mi-a plăcut foarte tare personajul, naivitatea ei, are o inocență și o naivitate din aia atât de pură și de frumoasă, tocmai pentru că ea vede lumea altfel decât o vedem noi și este foarte frumoasă, plus iarăși scena aceea finală cu bunica. Pentru cine a citit cartea știe la ce mă refer, aia cel puțin pe mine m-a rupt în două, aia a fost o scenă, vai, deci nu, aia cu bunica și a fost construită atât de frumos, scrisul iarăși mi-a plăcut foarte tare, să vede că are un scris autoarea puțin diferit de cărțile clasice, din cărțile contemporane din ziua de astăzi și da, personajul în sine mi-a plăcut foarte, foarte tare, deci cred că este unul dintre personajele alea preferate de anul ăsta, Molly, pentru mine. Apoi trecem la următoarea carte, care este fizică de data asta și care bifează unul din obiectivele mele pe anul ăsta, și anume să citesc o carte de Stephen King. Partea proastă este că am început cu cartea care nu trebuie, cred eu. Eu nu cred că cartea asta pe care am luat-o este cea definitorie pentru opera lui King, pentru cât îl lăudați și pentru cât îl ridicați în slăv. Și din ce înțeleg, cam multă lume nu citește genul ăsta de carte și este vorba de Un strop de sânge al lui Stephen King, o colecție de 4 povestiri scurte. Nu știu cum să vă spun, dar i-am dat o stea pentru că am abandonat-o la un moment dat că n-am mai putut cu ea. Mi s-a părut atât de plictisitoare, atât de plictisitoare, iar poveștile, cel puțin primele două pe care am reușit să le parcurg, n-au avut nimic de thriller în ele. A avut probabil ceva de ușor de bizar, una părea să fie puțin mai bizară, aia cu sfârșitul lumii, părea să fie puțin mai bizară,
adică avea potențial. Și ailaltă avea, prima avea potențial, dar da, în prima poveste este vorba despre un puști care are o relație foarte bună cu un bătrân arțăgos foarte bogat care se mută la ei în oraș și la un moment dat bătrânul moare și ce să vezi că îi trimite mesaje de dincolo. Da, premisa pare foarte interesantă, numai că execuția în sine mi s-a părut... Da, nu, n-avea sens. Nu, efectiv, mi s-au părut niște chestii fără sens așa în povestea aia. La fel și în cealaltă poveste, cea cu sfârșitul lumii. Nu știu, se practic lumea se termină pentru că este un tip care are o tumoră pe creier. Ha? Dar n-are, nu știu, e cum începe povestea invers, nu știu, mi s-a părut fără, nu știu, fără sare și fără piper și plus foarte plictisitor scrise. M-a plictisit cumplit scrisul. Sper din tot sufletul să nu fie ăsta stilul lui, că mai am o carte, vine luna asta încă o carte de el și sper să mă țină mai tare în priză cartea aia decât ăsta. Și a treia poveste este un strop de sânge care dă și numele cărții efectiv. Dar n-am mai putut. Am început să citesc descrierile alea imense, interminabile. Am început să intru ușor în acțiune și mi-am dat seama, zic, bă, nu pot. Poate cândva în viața asta, dacă vreau să mă chinui foarte, foarte tare, am să reiau niște cărți din astea pe care le-am abandonat, pe care nu le-am dus la sfârșit, să încerc să le termin. Da, deocamdată nu. Deci i-am dat o stea, că n-am mai putut cu ea. Deci a doua carte de o stea pe luna asta, care... ultima carte terminată se numește The Lightness, de Emily Temple, și vă rog să-mi spuneți voi ce Dumnezeu a mai scris Emily Temple, că acum îmi sună foarte cunoscut numele ei. Cred că am mai auzit de ea. Am dat de cartea asta întâmplător, nici nu intenționam să citesc, dar să o ascult sau să o citesc, dar am căutat pe Voxa ceva legat de budism. Și pentru că făceam ceva pe aici fizic prin curte și nu aveam timp să mă concentrez efectiv pe chestii legate de budism, am văzut cartea asta și zic, hai că asta e ficțiune, hai s-o iau, să văd despre ce e vorba. Și am deschis-o și cartea în sine, povestea în sine, mi s-a părut foarte proastă. I-aș fi dat 2 stele, cel mult. Dar i-am dat 3 stele din câteva motive și niște lucruri pe care le-a bifat după aceea în povestire, în sine. Și o să vi le zic la final. Este vorba despre o pușoaică care are vreo 16 ani, parcă, a cărui tată dispare brusc, subit și dintr-o dată, și ea decide să plece pe urmele lui într-o tabără din asta de budiști zen, ci că ar fi, că de-aia a apărut în zona de budism pe Voxa. Și ea are o relație foarte proastă cu mama, ca să înțelegem din start, și tatăl ei dispare, se duce în tabăra asta sperând odată să afle informații despre tatăl ei, pentru că se pare că aia ar fi fost ultima tabără în care a fost tatăl ei, și în același timp se gândește că poate reușește să prindă puțin, nu știu, să se liniștească și ea, pentru că și ea avea o adolescență foarte agitată, foarte zbuciumată, neavând o relație bună cu mama, avea și ea așa, și se gândea că poate găsește puțină liniște, poate se regăsește acolo în tabăra aia de budiști, adică s-a dus cumva deschisă spre mai multe chestii. Așa. Treaba este că acolo, în tabăra aia de budiști, dă de o tipă care ar fi cumva considerată the queen of the ball, adică prințesa sau aia care e favorita tuturor sau așa, pentru că există și acolo, deși sunt într-o tabără de budiști și teoretic n-ar trebui să existe. Și ce să vedeți, că această Queen Bee își face un fel de bisericuța ei. Și premisa lor este, premisa de la care s-au unit ele, este că vor să leviteze. Nu știu dacă știți, dar există conceptul ăsta cum că unii oameni care ajung la o desăvârșire din asta spirituală și la o înțelepciune din asta spirituală și ajung să fie atât de în echilibru cu natura, cu universul și cu corpul lor, ajung să leviteze. Există teoria asta. Efectiv, nu știu dacă s-a întâmplat treaba asta. Țin minte când eram mică și mama când povestea de treaba asta și că și ei se părea interesant. Deci e o teorie care se discută de foarte mulți ani. Dar n-am investigat-o niciodată pentru că eu una nu-mi doresc neapărat să levitez, fiindcă mi-e cam frică de înălțimi. Și
ea se intră în acest grupuleț, grup care este obsedat de ideea asta de levitație și este această Queen Bee care le obligă, practic, le forțează să facă tot felul de chestii, să o urmeze pe ea, să manipuleze alți oameni numai ca să ajungă ea la obiectivul ăsta pe care și l-a propus. Ce îți dai seama foarte clar din prima este că toate lucrurile pe care le face această Queen Bee sunt exact pe dos de principiile budiste și de conceptele budiste. Deci sunt exact pe dos și eu nu știu cum de nimeni nu și-a dat seama și e cumva personajul principal își dă seama destul de târziu de treaba asta, că băi, stai un pic, asta este total pe din afară de ce înseamnă budism. Pentru că și tipa aia avea problemele ei și, de fapt, ea căuta alte lucruri. Și se întâmplă o grămadă de chestii foarte absurde. Este, iarăși, conceptul ăla clasic în care dai niște idei cumva prea mari unor adolescenți și ei se duc și fac tot felul de tâmpenii cu ele, știți? Cu ideile alea. Adică se duc, își pun viața în pericol, pur și simplu. Și de-aia mi s-a părut tâmpită cartea, efectiv. Dar ce a fost frumos în cartea asta și ce mi-a plăcut efectiv la cartea asta și cumva e o carte bună pentru adolescenți în mod special de a extrage niște idei și anume tocmai asta, că băi, dacă lași niște adolescenți de capul lor și le dai un concept din ăsta grandios cum ar fi levitatul, s-ar putea să o interpreteze prost și discută treaba asta pe finalul cărții. Aceea vorbește de toată nebunia asta care este cu religiile și cu tentativa de a-ți atrage adepți și care religie este mai grozavă și cine este mai bun și cine are dreptate și cum să-ți atragi adepți și așa mai departe și de extremismul ăsta religios și pune în discuție treaba asta și mi se pare că o pune în discuție extremismul ăsta religios foarte frumos, în termeni foarte frumoși, astfel încât nu neagă ideea de religie, adică da, ok, ești liber să crezi în ce vrei tu, să-ți urmezi nu știu ce ritualuri vrei tu, nu-i nicio problemă, dar nu cădea în partea extremă. La fel, pune în discuție ideea de guru din ăștia care apar, știți, și în religie și în afara religiilor, tot felul de oameni din ăștia iluminați care vor ei să te învețe pe tine și să-ți dea ție lecții de viață și așa mai departe și că e bine să întâi de toate să fii tu foarte stăpân pe tine înainte de a-l crede pe altul, indiferent ce vrea să-ți vândă ăla și mi se pare iarăși foarte interesant. Și apoi este o discuție foarte amplă despre părinți și despre abuzul pe care îl exercită asupra copiilor. Mama ei, spre exemplu, o bătea foarte mult după divorțul de tatăl ei, o bătea foarte mult și la un moment dat când zicea spre finalul cărții că că nu știe exact de ce o bătea. Adică în momentul în care a întrebat-o și a discutat cu mama ei despre treaba asta, a zis că nu știu de ce te băteam, dar îmi venea așa să te bat, pur și simplu, îmi venea să te bat. Și discută despre treaba asta cu abuzul și cum la un moment dat copiii efectiv fac tâmpenii din cauza abuzurilor la care sunt supuși, abuzurilor fizice sau verbale sau emoționale la care sunt supuși de către părinți. Și iarăși, v-am zis, mi se pare că e un subiect foarte frumos și discută toate lucrurile astea, le discută foarte frumos, așa sunt împletite printre povestea care, repet, mi s-a părut relativ tâmpițică. Da, de-aia i-am dat, este pentru că in the end mi s-a părut că mesajele transmise sunt mai puternice și mai bune și mai bine transmise decât multe alte cărți, decât povestea în sine, care, v-am zis, cel mult banală este. Apoi, ultima carte, care nu are efectiv un rating în momentul de față, pentru că la ora la care filmez eu, la momentul la care filmez eu, mai sunt două zile din iulie și deci mai am două zile la dispoziție și cel mai probabil voi termina cartea asta în seara asta pentru că merge foarte repede, dar ratingul final îl veți vedea cu siguranță în reading vlog-ul pe care îl fac pentru cartea asta, o să vină și un reading vlog ceva mai încolo. Reading vlog-ul încă nu s-a încheiat, încă filmez la el. Acolo veți găsi ratingul final, dar oscilez între 4 și 5 stele în funcție de cum se termină, în funcție de ultimele pagini și o să vă zic. Probabil vă voi spune și pe Instagram, în cazul în care nu ați aflat. Este vorba de Menajera și am avut un moment din asta de confuzie maximă la începutul lunii iulie, pentru că asta este una din cărțile de la Book Club propuse în luna iulie. Și am avut un moment din asta de confuzie maximă în care
confundam menajera cu camerista, că de-aia eu inițial am ascultat camerista și zic, uhu, yes, termin repede o carte de la Book Club. Și după aia îmi zice una din fete, zice, vezi că este menajera, nu camerista, camerista e una, menajera e alta. Ok. Și ăsta este tot un thriller. Un thriller. O avem ca personaj principal pe Millie, care este o tânără care tocmai a ieșit din închisoare și ca orice fost deținut este foarte greu să-și refacă viața și își găsește singurul job pe care și-l găsește, este ca menajeră la o familie foarte bogată. Perechea se numește Nina și Andrew și ajunge în această casă, este menajeră internă, prin urmare rămâne să locuiască la ei în casă și observă că, unu, camera în care este cazată ea este în mansarda casei și are încuietoarea pe exterior, bizară chestia asta, da, și se mai și blochează închizătoarea. În plus de asta, Nina are un comportament foarte ciudat, foarte, foarte ciudat și ba e considerată nebună, ba e considerată bipolară, ba nici copilul lor nu este prea normal, că și copilul are ceva probleme și tot așa. Și apar și niște scântei cu acest Andrew. Problema se încinge, treaba se încinge în momentul în care Nina este forțată de împrejurări să plece de acasă și ia locul Millie. De ce, cum și în ce fel, asta rămâne să vedeți voi. Mai am ultimele pagini și sunt puțin așa. Cert este că mie cartea asta mi-aduce aminte cumva de filmul ăla, cred că În pat cu diavolul se numește, cu Julia Roberts. Parcă, sper să nu greșesc, că l-am văzut foarte, foarte de mult. Eram mică când am văzut filmul ăla. E cu Julia Roberts, care este căsătorită cu un tip din ăsta care are un OCD din ăsta masiv și totul trebuie să fie la dungă, totul trebuie să fie perfect, nimic nu trebuie să iasă din linie, totul este super, super obsedat de lucrurile astea și în cazul în care ceva nu e în neregulă, începe și devine agresiv. Cred că ăla e În pat cu diavolul, cred. Dacă nu mă înșel, spuneți-mi în comentarii, dar parcă ăla este. Și știu sigur că Julia Roberts joacă în el, dar nu știu cum îl cheamă pe tipul care a jucat cu ea. Nu știu dacă e tot Richard Gere, că ăștia doi au făcut foarte multe filme împreună. Dar da, îmi aduce aminte de filmul ăla, dintr-un oareșce motiv, pentru că Andrew are niște probleme și el și cumva mă duce cu gândul la filmul ăla, dar rămâne să vedeți voi și în reading vlog care sunt părerile mele finale și ce rating final îi dau, dar mi-a plăcut. Și în plus de asta curge foarte repede acțiunea, merge foarte repede cartea, se citește super ușor, merge super, super bine. Și de aia nu știu dacă îi dau 4 sau 5 stele, eram sigură că îi dau 5 stele până când a început să vorbească Nina și mi-a stricat finalul cumva. Sau, mă rog, o mare parte din final. Adică a dat un spoiler masiv, așa, din prima. Când a deschis Nina gura, că noi am văzut acțiunea din perspectiva lui Millie, a menajerei, până aproape de, nu știu, două treimi din carte. Și după aia a început să vorbească și Nina, pentru că vedem și perspectiva Ninei. Și vedem de ce a luat-o Nina pe arătură și de ce ea plecată cu Sorcova. Și când a deschis ea gura, după primele două fraze, zic, ai, puteai să mai aștepți puțin, nu puteai să mai aștepți cu fraza aia, de ce mi-ai zis că... Da. Dar am zis să bag și cartea asta în reading vlog, că n-avea sens să o mai țin până la final de august, că nu știu ce, n-avea sens. Da, și cam astea au fost cărțile mele. Spuneți-mi ce ați citit voi în iulie, dacă ați descoperit niște lecturi fabuloase, împărtășiți-le cu noi, evident, că așteptăm. Dacă ați citit cărțile astea despre care vă vorbesc, spuneți-mi care au fost părerile voastre, ce impresii v-au lăsat. Dați un like și un share la clipul ăsta. Nu uitați să intrați în Book Club dacă vreți să vorbim mai multe despre cărți. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!